Dito kriminal yun lang. În jurul Pava, după ce vizitez Biserica Ortodoxă, unde profesorul Miorga a izbit cu ciocanul în tencuială căutând straturi mai vechi de pictură și aruncă privire spre bazarul turcesc, mă gândesc că Anipova trebuie să fi fost pe vremuri și un border cu nemțoaie ce vrajine, care știau să cânte rapia în vansul măgarilor, și ascultau repetător povestea cântrarului văduv, a adolescentului neînțeles de bărinț sau a birtașului înșelat de nevastă. În salon se deodorava din rachiul de casă, iar fetele tricotau, sorbind în tăcere veștire de aghiena sau pesta, aduse de un sugiu obosit care mirosea sudoare de can și redăuia marzipan. Totul se petrecea cuvincios, ca într-o fotografie de epocă, cu domnul stăcioși și doamne grăsuțe la picnic. Patrona se închina când băteau clopotele la radna. Numai învățătorul era ateu și vorbea despre electricitate. Ceilalți mușterii se rămâneau cu niște turcei. Din cauza temului foarte trandafiriu, iar sfunții menori erau mai degrabă înguste, cantate mici în oraș austro-ungare, unde ziar ne ajung cu întârziere și falsara cântă același vals de 50 de ani. Câteodată veneau la bordelă ca să mai schimbă vorba, așa ca între amici. Duminica obișnuiau să mănânce ștrudel cu mere și îi durea drept în corp de electricitatea muzătorului. Sever Bocul nu făcea încă politică. Rudolf von Habsburg era un adolescent cu probleme, iar în Lipova tocmai apăruse primul fotograf ambulant, un neamț costelinist care poseda cea mai frumoasă carnichie din oraș și nu se ducea niciodată la liturghie.